Imobilul din strada Marchean, unde a funcționat an bun Direcția de Sănătate Publică, care teoretic este monument istoric, seamănă astăzi mai curând cu o clădire veche care se dărâmă tot mai mult pe zi ce trece. Bineînțeles, s-au mai luat ceva măsuri, însă nu neapărat cele așteptate, și anume de reabilitarea clădirii. Municipalitatea a venit în întâmpinarea laturei culturale din Botoșani și a cârpit problema punând un gărduleț, care nu prea pare să ofere siguranță trecătorilor. Noi, ca și Primăria Municipiului Botoșani, am luat măsurile care sunt în putința noastră, și anume am atenționat DSP-ul să-și împrejmuiască clădirea astfel încât să asigure securitatea cetățenilor. Dar nici șefii de la DSP n-au stat cu mâinile în sân. Au făcut numeroase demersuri și la Ministerul Sănătății pentru a obține finanțare în vederea reabilitării clădirii. Degeaba, bineînțeles. Ne-am adresat primăriei, pe care am informat-o despre rezultatul acestei expertize tehnice, și de asemenea ne-am adresat Ministerului Sănătății cu o notă de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea cuprinderii în proiectul programului de investiții pentru anul 2014 și acestui obiectiv de investiții, și anume lucrări de consolidare clădire care este monument istoric din strada Marchean numărul 7. Potrivit directoarei Silvana Tudorache, s-a solicitat alocarea acestor fonduri pentru a putea demara lucrările de consolidare a clădirii în mai multe etape. Astfel că pentru anul 2014 s-au cerut fonduri în valoare de 400.000 de lei, aici fiind inclusă expertiza tehnică, proiectul tehnic și securizarea zonei pietonale. Pentru anul 2015 s-a cerut o sumă de 2,5 milioane de lei pentru începerea lucrărilor de consolidare, iar pentru 2016 2,1 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Până ce să se aloce și fondurile, clădirea din Marchean se dezintegrează, iar DSP își desfășoară activitatea într-un imobil din strada Colonel Tomoroveanu.